Salutare, numele meu este Nico Gârcin, sunt student în anul 3 la Facultatea de Științe ale Comunicării, specializarea Comunicare și Relații Publice. Avem o materie care poartă numele de Relații Publice în Social Media și pentru această materie trebuie ca să facem două vloguri. Deci acesta este primul vlog. M-am tot gândit despre ce să vorbesc în, în aceste vloguri și am zis că să vorbesc despre timpul liber și despre cum îmi place mie să îmi petrec timpul liber. În primul vlog vreau ca să vorbesc despre pasiunea mea despre jocuri respectiv despre console video, dar și în același timp despre pasiunea mea ca și colecționar al acestora. Și mai exact, un caz concret este vorba de platforma de console Nintendo și aici vreau ca să vorbesc despre Nintendo Switch. Nintendo Switch care este. O consolă relativ nouă, de ce spun relativ nouă? Pentru că a apărut prima oară în data de 3 martie anul 2017. Cumva putem să spunem că este succesoarea consolei Wii și, bineînțeles, a multor altora console care de-a lungul anilor au fost produse de către compania japoneză Nintendo. Uh, prin ce se deosebesc aceste console și ce are aparte această consolă Nintendo Switch? Cum de-a apărut uh, când, dacă ne aducem bine aminte, în 2017 era PlayStation 4, deja apăruse PlayStation 4 Pro, xbox era la mare putere, deci erau practic doi competitori foarte serioși și totuși Nintendo s-a gândit ok, haideți să scoatem și noi o consolă și au scos această consolă Nintendo Switch. Ea a suferit câteva câteva modificări de-a lungul timpului, și anume, consola inițială a apărut cu un ecran, obi ecran obișnuit, și anume un ecran LED, ulterior și cu o baterie care ține aproximativ 4 ore, iar ulterior ce s-au gândit ei, în urmă cu aproximativ 2 ani jumate, să mai scoată o versiune cu ecran OLED. Diferența era foarte mare pentru cei care folosesc această consolă în modul handled, adică în mână, este extraordinară, adică te ajut, vezi mult mai bine detaliile din jocuri. Display-ul este un pic mai mare, are aproape 7 inch. Sunetul este mult îmbunătățit și ghișce și bateria ceea ce este extraordinar. Deci, uh, iar aceasta este consola despre care vorbesc astăzi și uh, care intră în categoria colecție la mine, după cum vedeți este sigilată. Este Nintendo Switch uh, OLED, versiunea Mario Red Edition. Uh, ce înseamnă asta și de ce uh, uh, este foarte important pentru mine să fie sigilată? Este o consolă care a apărut într-un număr foarte mic de exemplare. Uh, ei n-au publicat exact pe site-ul lor câte, dar estimez undeva la între 10.000 și 50.000 de exemplare, care la numărul de 100 și ceva de milioane de console vândute este extrem de puțin. Uh, practic toată consola este roșie, inclusiv joyconurile ei sunt roșii, inclusiv spatele, inclusiv standul, inclusiv și chiar și dock-ul. La toate edițiile de colecție ai parte de surprize. La această consolă ai parte de niște steluțe aurii, care se revăd și în joc și care sunt în doc, respectiv dacă uh, deschizi o uși, să vezi acele uh, steluțe aurii. Uh, ce mai este extraordinar la această consolă este faptul că vine cu un doc, uh, doc cu ajutorul căruia poți să legi consola la televizor. E grozav. Uh, în același timp, acest lucru presupune și un o mică, mare, să zicem, investiție suplimentară. De ce? În momentul în care tu legi această consolă la televizor, uh, practic, docul va trebui să fie alimentat cu curent. Pentru aceasta vei folosi alimentatorul de curent care vine consola în cutie. Bun, și atunci uh, voi spuneți, dar uh, în momentul în care ești în pat și vrei să o încarci, ce faci, scoți alimentatorul uh, și, uh, știu eu, îl uh, scoți din doc, tragi televizorul și îl pui uh, lângă pat, unde te joci tu seara sau noaptea sau când ai tu uh, timp? Nu. Ce-am făcut eu? Am cumpărat Asta este o, iar o strategie Nintendo, încărcător original Nintendo pentru Nintendo Switch. Astfel, consola se poate să stea docul respectiv lângă televizor, legat prin portul HDMI la televizor și, în același timp, dacă eu am în mână, în pat, știu eu, la birou, să pot să o încarc când doresc. Evident că te poți juca cu consola și în timp ce este încărcată, la încărcat, și uh, ulterior, evident. Așa. Uh, pe lângă acest încărcător, am mai descoperit că mai este nevoie de ceva. Și anume, am avut nevoie de această manetă care uh, ce face? Aceasta este un Nintendo Switch Pro Controller. Într-adevăr este Pro, este profesional, este foarte bun și care dacă vă uitați cu atenție la el imită foarte mult uh, controlerele de la Xbox. Relația bună între Xbox și uh, Nintendo Switch și compania Nintendo este nu cunoscută, foarte cunoscută. Mai nou, din câte am înțeles, au semnat și un parteneriat. La ce este bun acest controller? O să spunem, iarăși și niște bani acolo în casă? Nu, nici pe departe. În momentul în care consola este legată la televizor, uh, ca tu să poți să joci acele jocuri care îți plac, tu va trebui aceste Joy-Con-uri să le scoateți din... Uh, Joy-cone-urile care vin la consolă, să le scoateți din consolă, să le puneți cu niște strapuri în jurul mâinii. Făcând acest lucru, iarăși mi s-a părut un pic peste mână, ok, de fiecare dată când vreau ca să mă joc, uh, odată trebuie să mă asigur că acele joy sunt încărcate, ele se încarcă, evident, din consolă, uh, după care trebuie să mi le pun cu niște strapuri în jurul uh, mâinii, ca să nu le scap sau să le arunc spre televizor din, uh, din greșeală. și uh, asta totuși cumva pare frustrant ori acest uh, joystick uh, te scutește de toate. Practic, ai toate comenzile exact așa cum au fost gândite pentru acest uh, joc. Mi se pare mult mai comod. În special, dacă ești fan ca mine, al jocului Mario Kart. E aproape imposibil să joci Mario Kart uh, fără această manetă, la modul mai profesionist, să zicem așa. Uh, deci, aceasta este maneta și uh, ce ne facem când vrem ca să plecăm undeva și vrem să luăm consola cu noi. Știți foarte bine că ecranele, cu cât sunt mai mari, sunt predispuse la zgârieturi. Ei bine, am bineînțeles și uh, această husă de transport. Uh, game Traveler uh, Deluxe uh, de la Nintendo, originală, care pe lângă că protejează foarte bine consola, uh, în spatele consolei se mai pot adăuga încă 16 carduri pentru jocuri. Eu sunt un tip oarecum mai eco. De ce spun asta? Pentru că eu am gândit în felul următor. Ok, îmi țin în colecție jocurile care le țin sigilate, pentru că le am și în format digital. Jocurile care îmi plac enorm și care îmi doresc să le văd și peste ani, în format fizic, cum sunt aceste jocuri, cum ar fi Mario Kart, cum ar fi Mario. Am toate jocurile cu Mario, cum ar fi Sonic. Monopoly? Cine n-a jucat Monopoly, nu? Mie mi place să joc Monopoly și pentru asta am și abonamentul Nintendo Switch Online, care este un abonament foarte, să zic așa, accesibil. Este 20 de dolari pe an și merită, pentru că te poți juca jocurile preferate cu online, evident. Așa, tot de la Mario, Princesa Peach, chiar dacă este, ziceți voi, joc de fete, nu este doar joc de fete, este un joc foarte recreativ. Mario și Donkey Kong, Vă mai aduceți aminte când eram mai mici, Donkey Kong. Bineînțeles, Al Mario, 3 the World. Așa, jocuri cu ștrunfi. Am efectiv aproape toate jocurile posibile pe care le-a scos Mario. Și, întrucât am încheiat jocul Mario Kart complet, mi-am cumpărat și un expansion care mi oferă încă 48 de curse în plus la Mario Kart. Acest expansion iasă aproximativ la 8 luni un an de zile și conțin de obicei între 32 și 48 de curse noi, evident cu diverse niveluri de dificultate. Am, am prezentat această consolă și care este de fapt în, în colecția mea, nu este chiar consola pe care mă joc eu, întrucât este foarte important să ne relaxăm. Este foarte important că atunci când plecăm de la jobul nostru, chiar dacă avem un job care este home office sau, știu eu, on-site undeva, este extrem, extrem de important să, să fim relaxați. Ce ne poate relaxa mai mult decât o plimbare afară, un job bun, lucru care ne, pur și simplu, ne separă de, poate, stresul de la job, poate de anumite gânduri. Uh, contează foarte, foarte mult și contează să te joci ceea ce îți place și, în același timp, să nu fie uh, jocuri care să te solicite prea mult. Uh, eu asta am avut de spus, mă bucur foarte mult că m-ați urmărit, uh, nu îmi place foarte mult să vorbesc public, îmi place mult să vorbesc, dar nu în fața camerei, am avut un pic trag, dar vă mulțumesc din tot sufletul că totuși ați fost, uh, ați fost aici și m-ați urmărit. Acum trebuie să mă gândesc oare despre ce să vorbesc în al doilea vlog. Vă mulțumesc și o zi minunată și jucați-vă!